Salubritatea din Pașcani este sufocată la propriu de funcționarii din birouri. În ședința de rea Consiliului Local, primarul municipiului a cerut reducerea numărului lor pentru ca societatea să nu intre în faliment. Discuțiile au avut loc după ce președintele Consiliului de Administrație a prezentat raportul de activitate pentru anul 2013. La capitolul cheltuielile totale înregistrate au fost de 2.786.156 de lei. Mai mult cu 30% față de anul precedent. Edilul Pășcănean a criticat activitatea societății și a cerut reducerea cheltuielilor. Și este o activitate care duce spre faliment. Dacă continuăm cu managementul actual și, bineînțeles, dacă nu să ne ocupăm să dotăm acest serviciu. Dar le lăsați tot pe în sarcina Consiliului Local. Consiliul Local se ocupe de fonduri, Consiliul Local se ocupe din casarea creanțelor, Consiliul Local să vă aprobe bani pentru finanțare, aceeași concepție ca și la celelalte societăți. Primarul Pantazi a tras atenția că sunt prea mulți funcționari în birouri și că sunt necesare restructurări pentru salvarea societății. Acolo trebuie din temelie ras. În primul rând, TESA acolo, iarăși s-au adunat o armată de oameni care nu fac nimic. Așteaptă să treacă timpul, să uite după ceas, când începe, când umblă numai fleaura prin oraș și efectiv treaba nu se face nimic. În același context, consilierul Dorin Nechifor a cerut introducerea unei taxe de salubritate în locul plății facturilor. În acest fel, încasările ar fi mult mai mari, iar serviciul ar fi plătit de toți pășcănenii. Haideți să încercăm să transformăm sau să impunem o taxă locală privind... Și atunci s-ar rezolva multe probleme. Și cu gradul de încasare s-ar rezolva și problema personalului. Nu ar mai trebui 10-12 încasatori. Și zic că asta este soluția care ar duce la rezolvarea multor probleme ale acestei societăți. Menționăm că până la sfârșitul lunii august, operatorul de salubritate din Pașcani ar urma să obțină licență de funcționar pentru localități cu populație de până la 50.000 de locuitori. Urmează să fie făcute noi dotări pentru a trece la o categorie superioară necesară pentru a participa la licitație atunci când serviciul de salubritate va fi dat spre exploatare de Asociația Județeană ADIS.